Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Haideți să vedem ce s-a mai întâmplat în joculeț. Avem Bounty-ul de la War. Vedem că am luat locul 3. Hai să-l deschidem, să vedem cât gol primim. Da, avem 1000 de la cele două meciuri din Preparation și încă 1400 bonus gold. Meciul trecut l-am pierdut și n-am mai postat episod cu el. Hai să donăm repede în clane, să ne mai e ceva pe aici? Nu. Ok, și hai să deschidem chesturile acum. Avem aici un silver chest cu 144 de gold, Barbarian Hunt, Skeleton Barrel, încă un silver chest cu 150 de gold, două Hell Spirit și Skeletons. Mai avem aici un free chest cu 118 gold, un Elixir Golem și Royal Delivery. Ok, hai să deschidem și... Hai să dăm repede aici. Hai să deschidem și crown chesturile. L-avem și pe cel de ieri, cred. Da, avem două crown chesturi, 1100 și ceva de gold, Musketeer, Skeleton Dragons și Dark Prince. Oh, și Ice Golem. Ok. Hai să vedem și aici. Avem 1000 și ceva de gold, două gemuri, Fire Spirits, Skeletons, Goblins și cu tremur. 12 cu tremure. Ok. Și mai avem un magical chest. Hai să-l deschidem. Să vedem. 1500 de gold, Hog Rider. Avem 2 Wizard, Royal Hogs, Giant Snowball, 3 Musketeer, 12 bucăți, 3 Executioner și 6 Prinț. Ok, bun. Și hai să începem cu un meci de 1v1, să vedem dacă reușim să ajungem la acel Giant Chest din arena. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. O să începem cu un Baby Dragon. Ne pregătim să trimitem și Hog-ul și vom încerca cu un Freeze aici. Ia să vedem. Ah, l-am pus, dar nu prea... Nu cred că merită acele arcașe. Acele Eros. Hai să punem aici Tesla. Ok, dăm acum Erosul. Scăpăm de acel Firecracker. Și de Valkyra. Și imediat vom scăpa și de acel Flying Machine. Momentan stăm bine. Hai să ne gândim cum vom ataca din nou. Cred că o să începem iar cu Valkyra din spate. Dar vedem că a pus acolo un golem. Da, trebuie să ne apărăm foarte bine. E o carte periculoasă. Ok, să dăm un... nu știu, hai să punem Baby Dragon-ul. Să punem și Mini P.E.K.K.A. Și nu mai avem suficient elixir pentru Tesla. Dar hai să-l punem totuși aici, poate scăpăm de acel Night Witch. Și ne luăm damage destul de mare pe turn. Hai să trimitem Hog-ul. Din păcate rămâne în viață acel Firecracker și nu reușește decât un singur hit. Hai să punem nu știu, să punem Valkyra sus. Hai să o atragem înapoi pe-a lui. Am pus-o prea târziu. Ok, trimitem și Baby Dragon-ul. Hai să vedem cum se descurcă cu acel Flying Machine. A pus și el un Baby Dragon. Reușim un hit cu Valkyra. Dar nu știu cum ne vom apăra de acest Baby Dragon. Să-l atragem cu Mini P.E.K.K.A. acolo. Și... dăm iar un Eros pe lângă acel Firecracker. Ok, hai să punem Valkyra din nou. Să punem pe pod. Să punem și Baby Dragon-ul. Stăm un Freeze aici. Băi, și a prins un push destul de bun. Are și Poison-ul ăla acolo, nu putem să punem prea multe trupe. Încercăm din nou cu Tesla. Da, ne-a scos Mini P.E.K.K.A-ul din păcate. Și... Da,
reușește să ne doboare turnul și meciul e terminat. Nu cred că mai putem schimba ceva, da? Pierdem primul meci din arenă. Ne îndepărtăm de acest chest. Așa că hai să dăm un meci la challenge. Să vedem, poate avem mai mult noroc aici. O să începem cu Baby Dragon-ul. Avem un deck asemănător cu deck-ul nostru clasic. Doar că n-am avut toate cărțile la dispoziție și am improvizat puțin. Hai să trimitem mini-PK. Avem și Freeze-ul la îndemână. Putem să-l punem. Da, și ce bine. Nu, n-am prins, din păcate n-am prins și Dark Prince-ul. Ar fi rămas în viață mini-PK mai mult timp. Ok, hai să punem aici bandita. Vom pune și... Nu, hai să dăm un Eros. Am fi pus Valkyra dacă aveam suficient elixir. Și haide să vedem. Așteptăm să se mai apropie acel Skeleton Bomber. Și să punem un Baby Dragon-ul pe el. Da, și scăpăm fără hit. Hai să punem mini P.E.K.K.A. din spate. Ok, să punem Tesla în centru. Și nu avem suficient elixir pentru Valkyra. Așa că vom mai aștepta pentru a putea trimite un push mai puternic. Ok, hai să punem Valkyra aici pe Goblins. Trimitem și Bandita. Mai dăm un Eros acolo. Ok. Da, a pus Knight-ul. Altfel Bandita s-ar fi dus direct pe turn. Să punem un Baby Dragon aici. Scăpăm de Knight. Da, și Bomberul reușește două hituri pe turn. Destul de mult. Ne dă damage acolo. Spunem Tesla, spunem și Valkyra repede. Punem Bandita. Trimitem și mini-P.E.K.K.A. Hai să dăm un Eros aici, dar n-avem suficient elixir. Ok, am mai echilibrat puțin jocul. Punem din nou Baby Dragon-ul. Nu? Hai să punem și Valkyra. Da, și stăm destul de bine deocamdată. Scăpăm de Bomber și avem un push bunicel acolo cu acel Baby Dragon. Ah, din nou un Eros dat degeaba. Hai să punem Tesla. Punem și Valkyra. Ok, trimitem din nou Baby Dragon-ul. Și nu reușim să... Hai să dăm un Fireball. Nu reușim să ne mai apropiem de tur. S-a dus acolo Baby Dragon-ul. Hai să dăm un Freeze. Nu, mai bine ne apărăm. Nu cred că era o idee bună cu Freeze-ul. Hai să punem Valkyra aici. Dăm un Eros pe Goblins. Și stăm bine. Am reușit să luăm... Să luăm avantajul. Are damage mai mare decât noi și va trebui să rezistăm până la finalul meciului cu acest avantaj. Și vom câștiga la tiebreak. Ok, ne pregătim din nou de apărare. Spunem și Valkyra. Trimitem Baby Dragon-ul. Trimitem și... Hai, dăm un Eros. Trimitem și Bandita. Dăm din nou un Fireball acolo. Da, și cu siguranță nu cred că va reuși să ne mai dea suficient damage încât să câștige el. Dacă n-a reușit
Până acum, nu cred că va reuși acum înainte. Până din nou bandita. Oricum, încercăm să ne abărăm cât mai bine până la final. Să punem și Valkyra aici. Da, cu siguranță vom obține victoria. Hai să vedem dacă reușim să-i doborâm turnul până la final, deși nu cred, pentru că mai sunt doar 5 secunde. Dăm un farbul acolo și da, obținem victoria la tiebreak. L-am enervat puțin. Haideți acum să ne luăm reward-ul. Avem 20 de 3 musketeers. Și hai să dăm și un match de 2v2 triple elixir. Este un nou mod de joc pe care l-am jucat destul de mult zilele astea. De când, de fapt ieri, de când a apărut, de când a început noul sezon. O să fie un match nebun. Pentru că începem direct cu triple elixir și este și un 2v2, adică sunt dublu cărți în joc. Ok, ne-a dat acolo, a dat un lightning plus acel poison și se simte destul de mult pe turnuri. Oh, nu cred. Am trimis din greșeală acea rachetă acolo. Am pierdut 6 elixir. Puteam să facem ceva mult mai bun cu acel elixir. Ok, ce bine am pus acel freeze acolo. I-am scos toate trupele. Și avem un push destul de bun. Oh, și are P.K. mare. P.K. mare, ne-a scos Ambri Hodge. Plus mini P.K.-ul. O Valkyra, nu mai știu ce era acolo. Ok, scăpăm de acest atac și dă din nou lightning plus poison. Ne-a rupt cu combinația asta. Le permite și elixirul, pentru că e triple elixir. Se încarcă instant. Bun, reușim noi câteva hituri acolo cu Hog-ul. Destul de multe. Hai să ne apărăm acum. Să punem și un Baby Dragon. Și din nou un lightning. Un lightning foarte periculos. Ne-a activat și King Tower-ul. Hai să... Ah, n-am scăpat de acel Magical Wizard. Magical Archer. Ne trimitem și noi Valkyra. Punem Tesla să ne apărăm. Și... Da, mai e destul de mult din match, un minut. Îi doborăm și noi un tur. Se duce Hog-ul pe King Tower și reușește un single hit. Dăm un freeze aici. Oh, și-am dat acele arcașe, acele săgeți prea jos. Am fi putut să prindem și Firecracker-ul. Ok. Mamă, cum arunc acolo cu acel lightning. Trimitem 2 hogi și dăm un freeze pe trupele de pe turn. Dăm și un fireball și momentan este un avantaj. Hai să vedem dacă rezistăm cu acest avantaj până la final. Ok. Trimitem hai să ne apărăm. Să pun un Baby Dragon aici. Ah, un freeze care a ratat acel Baby Dragon. Holy, și cât damage ne-au dat. Ne-au bătut, din păcate. Da, poate că dacă aș fi prins acel Baby Dragon, am fi câștigat. Ok. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!